dacă facem prezența în redacție, așa, ne întrebăm... Așa, cine mai lipsește? Unde este Mimi? Mimi? Unde este Mimi? Mimi? Neața, dragilor, păi ce facem? Când spunem 1 mai, de obicei spunem munte mare și grătare, dar până la urmă să știți că nu e chiar așa. Ei bine, de 1 mai putem să avem timp liber suficient să venim la sală, așa cum am făcut și eu. Și deși pare că sunt mare gurmandă, să știți că astăzi m-am lăsat convinsă de Emily și am venit la sală. Bună dimineața, Emily! Bună dimineața! Cu forțe proaspete ne antrenăm astăzi, da? Salutare! Bineînțeles că te antrenăm. Ia să ne vedem de câți mici vrei să mănânci astăzi. Păi vreo 3, hai să nu exagerăm. Vreo 3? 35 de minute de sală, neapărat. Neapărat. Aoleu. Păi da. Bună. Știi, se spune păi da, tu chiar ai 2 copii, adică pe bune, la cum da, te văd... Da, am un băiețel de 3 luni și o fetiță de 2 ani și ceva, dar de fiecare dată îmi place să fur așa puțin startul, tocmai de astăzi, de 1 mai când toată lumea este la grătar, când toată lumea se distrează. Eu am zis, stați puțin, că trebuie să ne antrenăm. Ia uite, bam, da, bam, bam, bam. Dar mănânci după sală? Nu, mănânc 3. 3. 4, 5, depinde cât stau, știi? 3, cu puțin muștar, pâine adăugăm, desert. Pâine nu știu, trebuie să-l întreb pe domnul antrenor, pentru că el îmi spune exact ce am voie și ce n-am voie, el îmi dă și motivația, iar... Și el te-și ajutat să ajungi în forma asta senzațională. Hai mă, că n-are chiar așa bine, să știi, m-am îngreșat. Nu, serios, chiar m-am îngreșat după. Uite, hai să le întrebăm pe Florin. Stai să nu trec prin fața ta să ajung la Florin. Neața, Florin. Neața. Ia spune-mi, arată suficient de bine Emily? Emily e puțin prea modestă, dar ținând cont că de-abia a născut acum 3 luni, arată nu bine, extraordinar de bine. Uite, cât mai stau puțin de vorbă cu tine, vreau să o antrenez puțin pe Emily, să vedem dacă se pricepe într-adevăr sau nu. Ce zici? Bineînțeles că se pricepe. Emily, hai așa să că... continuăm antrenamentul, da? Doamnelor și domnilor, înainte de orice grătar, trebuie să ne luăm puțin cât 10 minute, 20 minute măcar acasă. Haideți și voi să faceți puțin, cu noi. Cel puțin. Bun, Emily, vreau să-ți ridici un braț de aparatul acesta, da? Să facem niște fandări spre înapoi. Da? Fandări spre înapoi, bine. Pieptul sus, abdomenul încordat, îndoim bine genunchii. Foarte. Exercițiul acesta cred că îl poate face oricine de acasă, nu? Categoric. Cum scaun ceva, categoric. Nu? Dacă ai un echilibru bun, nici măcar de scaunul acela nu ai nevoie. Cam de câte repetări ar fi nevoie? 10-15 repetări pentru fiecare picior, ca să simți că lucrează într-adevăr musculatura. Dar eu simt cum lucrează. Arde, arde. Bine, tu ai făcut sală și înainte, trebuie să recunoaște și să spunem asta, să știi și cei de acasă. Dar vreau să știu, e o elevă silitoare, ajunge la timp, la antrenament? N-aș spune că e cea mai silitoare elevă, dar faptul că are 2 copii acasă, cumva o scuză și o ajută puțin să îi mai fie iertate păcatele atunci când întârzie. 10-15 minute la fiecare antrenament, Emily. Cu cine ai lăsat copii acasă, Emily? Cu Andreiuțu. Cu Andreiuțu, da. Așa, spus că să vină și el la sală, să știi. Doar că nu știu exact când. M-a lăsat pe mine momentan și ok, dar aș putea să vin cu ei? Poți aduce și copiii. Nu e un mediu tocmai prielnic pentru ei, mai ales dacă vor să doarmă, dar îi poți aduce, că știi cum e, dacă văd de mici mișcare, asta o să facă toată viața. Da. Ia, Emily, hai să mai vedem un exercițiu. Hai să facem exercițiu, Emily. Ne așezăm la presă, da? Punem picioarele sus. Pare mai greu exercițiul acesta. Pentru Emily nimic nu e greu. Abdomenul încordat, fundul lipit de băncuță, da? Pieptul sus. Bun, împingem. Ce grupe de mușchi antrenează? Împingem ușor. O secundă să o ajutăm pe Emily. Perfect. Hey. Bun, asta e un exercițiu foarte bun pentru coapse, dar și pentru fesieri. Și ținând cont că vara se apropie, hainele scurte o să înceapă să iasă din dulap, avem nevoie să lucrăm trenul inferior al corpului pentru a arăta bine și pe stradă, dar și pe plajă. Emily, deci ești pregătită de vară, dacă mă uit la abdomenul tău, chiar ești ce trebuie. Am văzut că și ai fost la mare, nu te-ai încep să te antrenezi pentru sezonul cald. Da, pentru că nu se putea să lipsim totuși de la mare și am zis că măcar să dăm o fugă, am stat 2 ore și le-am întors. A fost așa, bam, bam, pentru că astăzi aveam programată sala, să știi că ne ținem de treabă și chiar mă ajută foarte mult chestia asta, că am un program, nu merg de multe ori la sală pe săptămână, de 3 ori, dar e suficient. Și am zis că ora asta... De 3 ori pe săptămână vreau să-mi dedic mie și să o aloc pentru chestia asta, indiferent că este 1 mai, indiferent că poate avem alte treburi. Am lăsat totul. Vai de mine! Hai că ai obosit. Hai să știu că încă mai poți. Încă o repetare. Perfect. Și rămân și eu să mă antrenez cu Emily. Vă mulțumesc tare mult. Dragilor, înapoi la voi, cu tot cu grătăreni.